Bună! Abordăm astăzi un subiect extrem de popular în rândul femeilor. Primim foarte multe mesaje de la persoane tinere, dar și în vârstă, mai în vârstă, spre 40 de ani, care spun că au tulburări menstruale. Cele mai multe tulburări se referă la întârzierea menstruației, iar multe persoane bănuiesc că ar fi vorba de o sarcină. Evident, recomandarea este să facă testul de sarcină, dar în multe situații se constată că întârzierile menstruale nu au drept cauză o sarcină. Iar pentru a lămuri tot ceea ce presupune atât abordarea întârzierilor menstruale, dar și când ar trebui să se îngrijoreze o femeie în ceea ce privește întârzierea menstruației, care se poate traduce într-o menopauză precoce, am venit la Ionela Anghelescu, medic primar obstetrică ginecologie, cu supra-specializare FIV, care ne va lămuri asupra situațiilor firești care pot interveni în viața oricărei femei în ceea ce privește întârzierea menstruației, dar și asupra, să spunem, riscurilor pe care le reprezintă această situație, atât pe termen lung, dar și pentru potențialul fertil al femei. Bună, Ionela! Bună! Spune-mi, te rog frumos, ce presupune o menstruație normală și când ar trebui să se îngrijoreze o femeie atunci când apar tulburări? A partir de la normal. Un ciclu menstrual normal poate fi lung, poate fi scurt, poate fi abundent sau poate fi mai puțin abundent. În medie, un ciclu menstrual are 28 de zile. Există variante ale normalului dacă o femeie are menstrue la 20, într-un interval cuprins între 21 și 35 de zile, se consideră o variantă a normalului. Trebuie precizat când începem să numărăm. Ciclul menstrual începe cu prima zi de sângerare, prima zi cu sânge roșu, și se termină în ziua 1 de sângerare a ciclului menstrual următor. Dacă suntem între 21 și 35 de zile, suntem într-o normalitate. Când ar trebui să ia în calcul femeile probleme mai serioase de sănătate atunci când constată întârzieri repetate sau, nu știu, episoade care înseamnă mai mult de o lună, două? În primul rând, scurtarea ciclului menstrual. Dacă avem menstrua la mai puțin de 21 de zile sau dacă femeia avea menstrua la 28 de zile și remarcă o scurtare a ciclului menstrual, se duce către 20-25 de zile, este un semn, ar putea să fie un semn al reducerii rezervei ovariene, și atunci trebuie să se adreseze medicului ginecolog, care printr-o simplă ecografie sau ceva analize hormonale poate să aprecieze reducerea rezervei ovariene. Sunt perioade în care sunt paciente care au menstrue de 2-3 ori pe an, ceea ce se cheamă spaniomenoree, o întâlnim frecvent asociată cu pilozitate în exces, cu obezitate deseori, și atunci femeia poate fi diagnosticată cu un ovar polichistic, cu sindromul ovarului polichistic. Sau sunt paciente care au menstrue o dată la 2-3 luni și din ce în ce vin mai rar, poate asociază bufeul, poate asociază transpirații nocturne, și iarăși va fi un semn de întrebare și trebuie să se adreseze medicului, pentru că poate fi semn de premenopauză. Haideți să vorbim puțin pe vârste, pentru că bănuiesc că una, într-un fel, e întârzierea menstruală la 20 de ani, poate spune ceva, altfel vorbim la 30, iar după 40, exact cum spuneai, poate fi vorba de menopauză. Evident că o pacientă tânără care are menstrue la 2-3 luni, mai degrabă va fi diagnosticată cu un ovar polichistic, însă trebuie să știm că există și menopauză precoce și femei de 30 de ani pot să aibă menstrue mai rare, cu cicluri menstruale mai puțin abundente și care să traducă o reducere a rezervei ovariene, adică insuficiența ovariană. De obicei, întârzierile menstruale sunt puse pe seama apariției unei sarcini, dar din ce îmi spui, de fapt, în ultimii ani voi constata tocmai invers, faptul că nu e, pe lângă faptul că nu e vorba despre o sarcină, mai mult este vorba de o reducere drastică a rezervei ovariene, care nu intervine doar după 40 de ani, așa cum era, și mult mai repede. Rezerva ovariană va scădea brusc după vârsta de 35 de ani, accelerat. Însă trebuie să știm că nu orice întârziere menstruală va însemna o reducere a rezervei ovariene. Există situații de stres, de efort intens, efort fizic intens sau prelungit, situații de în situația pacientelor anorexice, de situații în care pacientele au afecțiuni tiroidiene. Toate aceste situații pot să ducă la întârzieri de menstruație fără să însemne reducerea rezervei ovariene.
Însă este bine ca dacă menstruația normală se abate, e prea scurtă, prea lungă, vine la 2-3 luni, devine mult mai abundentă sau mai puțin abundentă, este bine ca femeia să se adreseze medicului ginecolog. Voi, în timpul, să spunem, a evaluărilor pe care le faceți, vizați în primul rând potențialul fertil și faptul că aveți paciente care își doresc copii și nu-i pot avea pe cale naturală. Totuși, chiar și în cadrul unui control ginecologic de rutină ar trebui urmărit acest aspect, mai ales dacă o femeie se confruntă cu întârzieri menstruale. Evident, rezerva ovariană poate fi apreciată prin mai mulți parametri. Cel mai simplu din punctul meu de vedere este aspectul ecografic al ovarelor. Orice medic ginecolog poate să aprecieze rezerva ovariană prin numărarea foliculelor antrali. Sunt folicule de mici dimensiuni pe care femeia îi are în permanență în ovar. O reducere a acestui număr de foliculi ridică o suspiciune și trimite îndrumă pacienta către teste hormonale suplimentare. Există hormon antimilerian, există dozarea FSH-ului, ALH-ului, estradiolului, teste conexe care pot să îți indice rezerva ovariană. Nu există un marker de aur, markerul ideal care să-ți aprecieze rezerva ovariană, toate în context pot să-ți aprecieze cât mai corect. Acestea se fac de rutină sau se fac doar în urma constatării ecografice a unei suspiciuni, cum că rezerva ar putea scădea mult mai repede decât în mod fiziologic? În mod corect, dacă există o regularitate a consultelor ginecologice și pacienta vine în fiecare an, poți să apreciezi și să vezi ecografic dacă rezerva ovariană îți scade. Iarăși, de rutină, după vârsta de 35 de ani, AMH-ul, hormonul antimilerian, este o analiză simplă, se poate recolta oricând, dacă femeia a mâncat, nu a mâncat, și poți să-ți aprecieze și să-ți prezică câtă rezervă ovariană mai are pacienta. Asta în contextul în care își dorește sarcini peste această vârstă. Să înțeleg că soluțiile se adresează problemelor pe care le descoperiți voi în spatele întârzierilor menstruale sau vizează și reglarea pur și simplu a menstruației? Are un... care ar fi abordarea pe care... Este bine ca femeia să aibă ciclu menstrual regulat. Nu este bine să aibă un ciclu de 2 ori pe an sau de 3 ori pe an. Și atunci musai trebuie să se adreseze medicului ginecolog care să readucă menstruele regulate. Da? La 25, la 35 de zile, dar să vină regulat. Care ar fi soluțiile, așa în mare, pe care le recomandați în funcție de situație? Dacă plecăm, în primul rând trebuie să pui un diagnostic corect. Pot să fie, dacă sunt disfuncții hormonale, de exemplu afecțiune tiroidiană, medicul endocrinolog va fi cel care va da tratament pacientei și va aduce la reglarea menstruației. Dacă găsești un chist ovarian și acesta poate să ducă la dereglări ale ciclului menstrual și automat îl abordezi fie prin tratament hormonal, progesteron, pilulă contraceptivă, fie în cazul unor chiste ovarine de mari dimensiuni sau care nu răspund la tratamentul medicamentos, se poate impune intervenția chirurgicală. Aceasta poate să fie de două tipuri, intervenție laparoscopică sau intervenție clasică cu incizia abdominală. În urma intervenției chirurgicale, pacienta poate fie scăpat de chist sau, din păcate, poate să rămână fără un ovar. Dacă sunt chiste de mari dimensiuni care nu permit intraoperator excizia strictă a chistului, pacienta poate risca să-și piardă un ovar și, bineînțeles, să-și reducă mult rezerva ovariană. De asta este bine ca pacienta să vină la control, să găsești un chist într-un stadiu incipient, să poți să-l tratezi medicamentos. Chisturile ovariene reprezintă o amenințare serioasă pentru fertilitate, însă multe persoane se tem de intervenția chirurgicală, iar voi ca medici de obicei le tratați cu multă delicatețe, adică nu vă grăbiți să le extirpați. Care este, să spunem, riscul unei intervenții nepotrivite sau într-un moment în care o persoană nu a avut copii și totuși se confruntă cu această problemă? În primul rând, chisturile funcționale, de exemplu, pot să dispară de la sine fără tratament și pot fi doar urmărite. De cele mai multe ori dispar odată cu menstruația, fără să necesite tratament sau tratamentul să fie de scurtă durată. Și atunci,
nu este bine să te grăbești. Dacă o chestie este, are 3-4 cm, nu este bine să te grăbești cu intervenția chirurgicală, tocmai în ideea că în momentul în care chiar intervenția ar fi limitată și scoți doar chistul, automat vei antrena și rest de ovar și vei pierde rezervă ovariană. Și atunci intenția noastră este să tratăm medicamentos și să nu intervenim chirurgical decât dacă impun. Dacă impune intervenția chirurgicală dimensiunea ovarului, dimensiunea chistului, tipul de chist. Se pot face și recortări de ovule înainte de intervenție, tocmai pentru a păstra pacientelor care au nevoie neapărat de intervenție o rezervă ovariană în eventualitatea în care își dorește un copil ulterior? Depinde foarte tare de tipul chistului. Dacă, de exemplu, este un endometriom, un chist endometriozic care nu este de dimensiuni foarte mari, poți să faci o procedură de fertilizare in vitro și să recoltezi ovocite, încercând să ocolești chistul, deci poți să abordezi în felul acesta pacienta. Dacă este un chist care va răspunde și el la tratamentul de stimulare hormonală și va crește peste dimensiunile așteptate și care ar impune intervenția chirurgicală, este bine să nu te grăbești cu stimularea. În plus, poți să-ți secrete anumiți hormoni și care îți vor încurca tratamentul de stimulare ovariană și procedura în sine. Oricum, din câte știu, trecând așa în revistă mai multe informații despre ovare și patologie, din păcate chiar și cancerul, pentru cancerul ovarian nu există soluții și atunci cumva ovarele trebuie investigate și monitorizate de-a lungul timpului foarte atent, odată că trebuie să ne păstrăm potențialul fertil cât mai mult timp, mai ales dacă nu avem copii, și a doua că, într-adevăr, sunt niște organe mai delicate, să le spunem. Orice femeie de-a lungul vieții va face cel puțin un chist funcțional. Și asta e bine de știut. Sunt situații care se pot rezolva de la sine sau cu minimă intervenție. Nu este o situație dramatică de fiecare dată când este prezent un chist ovarian. Un chist folicular, v-am spus, poate să dispară de la sine odată cu menstrua. Dar e bine ca pacienta să meargă odată pe an la consult și să vadă dacă sunt probleme. Din experiența ta există și din ceea ce din literatura specializată există un risc mai mare de a dezvolta ulterior un cancer ovarian dacă ai avut deja în antecedent un chist? Nu. În special, cele mai frecvente chiste ovariene sunt chistele care se formează în contextul în care un folicul nu se rupe. Acela este chistul folicular sau chistul seros simplu. Mai există chistul hematic, care apare în contextul în care s-a produs ovulația și ceea ce rămâne se organizează sub forma unui chist. Acestea sunt chiste benigne. Endometrioamele sunt chiste benigne ale aparatului reproducător feminin. Este bine să le investigăm, pot să fie necesare investigații suplimentare, gen marker tumoral sau RMN de pelvis sau alte investigații dacă există suspiciunea unui cancer ovarian. Deci chiar dacă, să spunem, nu există o legătură directă sau nu cresc riscul de cancer, prezența acestor chiste ovariene nu crește riscul de cancer ovarian, totuși ele trebuie monitorizate pentru că reprezintă un pericol pentru potențialul fertil în primul rând. Cu siguranță. Pe lângă potențialul fertil pot da complicații. Ovarul se poate torsiona, bineînțeles, avem diferite situații. Adică trebuie avut grijă. Persoanele supraponderale trebuie să fie și ele atente în ceea ce privește sănătatea ovarelor. E vreo legătură între excesul ponderal și apariția mai frecventă a acestora? Persoanele supraponderale au un exces de grăsime. Grăsimea va produce estrogeni. De cele mai multe ori întâlnești paciente cu un ovar polichistic care sunt și cu exces ponderal. Altfel, excesul de estrogen nu va induce formarea chistului, adică n-aș putea spune că o persoană care este supraponderală va avea un risc mai mare să dezvolte de-a lungul timpului chist ovarian. Doar că există o corelație între ovarul polichistic și excesul ponderal. Să trecem la o altă formațiune care este fibromul și aceasta la fel de patologie, la fel de destul de frecventă în populație.
Cât de periculos este pentru potențialul fertil fibromul? Pentru că sunt și persoane tinere care au nu neapărat un fibrom mare, dar au uter fibromatos și au în general dificultăți în a obține o sarcină pe cale naturală. Ar fi bine să precizez că fibromele sunt tumori benigne, ale majoritar benigne ale aparatului reproducător, pot fi dezvoltate în toate straturile uterului. Cele care într-adevăr împiedică implantarea și dezvoltarea ulterioară a unei sarcini sunt fibroamele care se dezvoltă către cavitatea uterină, așa numitele fibroame submucoase. Tot ele vor determina și sângerări mai abundente. Și cum le abordați voi, ginecologii, totuși pentru a păstra potențialul fertil și pentru a păstra pe cât posibil șansele obținerii unei sarcini pe care naturală. Fibroamele care sunt dezvoltate către cavitatea uterină și în interiorul acesteia pot fi abordate prin histeroscopie. Este o manevră care folosește instrumente care pătrund prin vaginul femeii, prin col și în interiorul cavității uterine folosesc cameră video, permițând operatorului să vadă interiorul uterului. Pot fi abordate fibromele care bombează peste 50% din volumul lor, se excizează și uterul, bineînțeles, rămâne pe loc, păstrând capacitatea femeii să rămână sărcinată. Aceste intervenții, sau mai bine zis, la cât timp după efectuarea unei astfel de intervenții o femeie poate să rămână sărcinată? Sau se recomandă? Depinde foarte mult, da, depinde foarte mult de dimensiunea fibromului și poți să ai un fibrom de 1 cm pe care să-l rezeci femeia să poate să rămână însărcinată o lună, două mai târziu, sau poți să ai un fibrom de 4-5 cm și să fie necesară o perioadă mai lungă de vindecare. Nu este aceeași situație ca întâlnită în cazul fibroamelor care se dezvoltă în afara uterului și care sunt abordate fie pe cale clasică, fie pe cale laparoscopică, situații în care uterul se deschide și se taie și se coase, bineînțeles, și în acele cazuri femeia trebuie să amâne sarcina pentru 6 luni, permițând uterului să se vindece. Există și sarcini care apar concomitent cu fibroamele? Bineînțeles. Dacă fibromul se dezvoltă în peretele uterului și nu afectează, nu vine către cavitatea uterină și nu afectează implantarea, sunt femei care au fibroame inclusiv de 4-5 cm și care pot să rămână însărcinate. Trebuie știut că fibromul poate să crească în sarcină, poate să reprezintă un risc crescut pentru sarcină, pentru că poate produce sângerări, poate produce naștere prematură. Deci femeia trebuie să știe că își asumă niște riscuri în contextul în care rămâne însărcinată și are un fibrom, însă bineînțeles că se poate să ducă o sarcină la termen, să nască un copil sănătos fără nicio problemă, cu atentă urmărire. Cum procedați în cazul în care nu există fibromul și nu se poate obține o sarcină pe cale naturală? Se poate face fertilizare în paralel cu existența unui fibrom? Sau întâi se rezolvă fibromul și apoi treceți la proceduri? Dacă fibromul este dezvoltat către cavitatea uterină, în momentul în care ajung să facem biotransferul, automat embrionii vor ajunge în cavitatea uterină și fibromul va fi cel care să-ți afecteze implantarea. Dacă fibromul se dezvoltă în peretele uterului sau în afara peretelui uterin, poți să faci embriotransfer și să faci procedura lăsând fibromul pe loc. Deci prezența unui fibrom nu obligă excizia chirurgicală a acestuia, decât dacă fibromul este simptomatic, este de volum foarte mare, produce compresii, poate produce sângerare. Adică nu este obligatoriu să operezi un fibrom. Există riscul ca o intervenție chirurgicală să pericliteze potențialul fertil prin, nu știu, vecinătatea cu ovarele, în primul rând? Plecând de la ideea că orice intervenție chirurgicală pleacă cu un risc la drum, dacă este un fibrom voluminos, de exemplu, pacienta riscă să piardă uterul în cursul intervenției chirurgicale și atunci trebuie bine gândit
Cum abordezi? Dacă sunt fibrome care se dezvoltă către cavitatea uterină și pe care le abordez histeroscopic, uterul se poate vindeca defectuos. Pot să apară sinechii uterine care scad potențialul fertil. Cavitatea uterină va fi redusă în dimensiune, endometrul, locul unde se implantează sarcina, va fi mai subțire, nu mai merg lucrurile la fel de bine și atunci cu mare grijă, inclusiv intervenția de excizie a fibroamelor. Ce ai observat din experiența ta în ultima vreme? Aceste probleme apar la persoane la vârste din ce în ce mai tinere, pentru că fibroamele erau pe vremuri probleme de sănătate ale femeilor după 40, după 45 de ani, din spre menopauză, că nu mai puneau probleme de fertilitate. Din păcate, nu se știe cauza de apariție a fibroamelor uterine și nu poți să le previi. Se remarcă o asociere familială, de exemplu mamă, bunică care au fibroame, va avea și fata. Dacă sunt afecțiuni tiroidiene, asociază un număr mai mare, într-un mai mare procent prezența fibroamelor. Dacă sunt paciente care sunt cu exces ponderal, asociază într-un mai mare procent fibroame uterine. Dar, într-adevăr, vârsta de apariție poate fi cât de mică. Așa, în experiența ta, care ar fi cazurile cele mai, să spun, delicate? Cele cu fibroame sau cele cu chisturi ovariene? Cu impact asupra fertilității pe termen lung? Să aleg rău mai bun, ca să zic așa. Dacă e un chist simplu care se poate trata, nu este de îngrijorat. Dacă este un fibrom care se dezvoltă către cavitatea uterină și e voluminos, atunci ești îngrijorat vis-a-vis de viitorul fertil al femeii. Deci depinde foarte mult. Așa că, o concluzie, spune ce ar trebui să știe orice femeie în momentul în care începe programul de controle ginecologice și de teste care ar trebui făcut după 21 de ani. Care ar fi, așa, să spunem, pe vârste, pe scurt, testele și analizele pe care ar trebui să le bifeze, astfel încât să se asigure că și păstrează fertilitatea și că nu riscă problemele pe care le-am menționat? În primul rând, este de apreciat periodicitatea, este de apreciat periodicitatea controlelor. Femeia ar trebui să vină în fiecare an de rutină, să aibă o relație bună cu ginecologul ei și să-și planifice în fiecare an câte un consult ginecologic. Dacă l-asociază și cu ecografie transvaginală, ar fi extraordinar. În funcție de ce găsește medicul ginecolog, eu cred că fiecare se poate orienta cu teste suplimentare. Bineînțeles, Babeș, Papa Nicolau pentru prevenția cancerului de col uterin, dar în funcție de ceea ce găsește medicul ginecolog, sunt convinsă că se poate orienta pentru teste suplimentare, astfel încât să păstreze sănătatea pacientei și, bineînțeles, viitorul fertil. Ionela, îți mulțumim foarte mult! Cu drag!